Deci ceea ce vom testa acum este capacitatea portalului România de a răspunde unui număr semnificativ de cereri simultane. Practic, noi simulăm un trafic susținut de utilizatori, nu de 50.000, ci unul mult mai mic. Și anume vom încerca să accesăm o pagină care presupunem că agregă o cantitate mai mare de informații cu un număr de 100 de cereri simultane, timp de 60 de secunde. Uitându-ne în site, presupunem că pagina denumită aici companie, nu ne dăm seama foarte clar despre ce este vorba, dar presupunem că această pagină încarcă un număr mai mare de înregistrări. Copiem adresa paginii respective și pentru a testa accesul concurent vom folosi un program utilitar care face parte din suita Apache, despre care dezvoltatorii web știu, pe care cea mai mare parte a dezvoltatorilor îl folosesc sau ar trebui să-l folosească tocmai pentru a testa capacitatea produselor, site-urilor lor de a susține accesul unui număr de utilizatori semnificativ. Și vom testa exact această pagină cu un număr de 100 de cereri simultane, timp de, să spunem, 60 de secunde. În momentul acesta am pornit testul. Deci se fac 100 de cereri simultane. E doar o testare, având în vedere că este în testare publică, presupunem că putem face acest lucru. Da, și a revenit. Statisticile spun că pe parcursul derulării testului, timpul de răspuns al site-ului a fost, al încărcării paginii respective, a fost între 38.000 de milisecunde, deci 38 de secunde și 50 de secunde. Într-un magazin online, pentru un site pe care l-aș face eu pentru niște prieteni, probabil că ar fi mare. Pentru un site cum ar fi EMAG, pentru un site cum ar fi adevărul.ro, nu cred că este o cifră mare, nu cred că este deplasată. Pentru un portal național, în mod cert, ar trebui să poată fi suportată. 100 de cereri simultane înseamnă, poate să însemne într-adevăr mai mult de 100 de utilizatori simultan, pentru că coincidența ar fi destul de mare ca toți acei 100 de utilizatori să acceseze în același moment exact aceeași pagină. Dar, în mod cert, 50.000 de utilizatori simultani pot produce efectul acesta garantat.